Ieri s-a turnat asfalt pe drumul județean 607C în localitatea Podeni, pe un tronson de un kilometru, o porțiune grav afectată care punea probleme locuitorilor atât la urcare cât și la coborâre. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu au fost prezenți în teren. Lucrarea realizată de Consiliul Județean leagă drumuri locale și completează investiții pe care Primăria Podeni le realizează în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a fost mereu atent la nevoile cetățenilor, realizând colaborări cu toți reprezentanții UAT-urilor pentru a crește nivelul de trai al cetățenilor. Consiliul Județean Mehedinți desfășoară în acest an ample lucrări pe drumul județean, dintre Ilovița, Podeni, Malarișca și ajunge la Balta. După ce am asfaltat tronsonul de 3 km dintre Ilovița și Bahna, tronson extrem de important pentru locuitorii satului Bahna, iată că a venit momentul să asfaltăm acest tronson de aproape 1 km din comuna Podeni. Cei 3 km de aici și până la intrare în satul Malarișca vor fi făcuți cu piatră spartă și sunt alte tronsoane, inclusiv pe teritoriul administrativ al comunei Balta, până la celălalt drum județean al nostru din Balta, tronsoane care vor fi balastate. De asemenea, aici la intrare în Podeni s-au balastat 4 km și urmează ca până la Bahna să se facă în continuare balastare pe acest drum care, chiar dacă este județean, este un drum de munte destul de îngust și sperăm că să prindem finanțare pentru a asfalta absolut toate tronsoanele de drum, de la drumul național și până la Balta. Investiția s-a realizat în cadrul contractului în care anterior s-a asfaltat tronsonul dintre Bahna și Ilovița în lungime de 3 km, iar în perioada următoare se vor balasta mai multe tronsoane de-a lungul localității Malarișca și comuna Balta. Aflăm la Podeni la finalul unei lucrări extrem de importante pentru locuitorii din zona de nord a județului. Eu sunt extrem de mulțumit că ceea ce am gândit și în perioada când am fost vicepreședinte al Consiliului Județean se realizează acum, evident, cu sprijinul domnului președinte al Consiliului Județean Aladin Georgescu, la insistențe domnului primar Roată, o lucrare importantă pentru cetățenii în această zonă și care creează premisele în continuare de a dezvolta turismul pentru această zonă și pentru bunăstarea locuitorilor, oameni minunați care chiar ieri au avut o sărbătoare importantă, ziua Comunei Podeni, și sigur că gândim în perspectivă și alte posibilități de atragere a turismului, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de transport, de ce nu chiar către județul Caraș-Severin și către Băile Herculane. E o zonă care ne dădea de furcă pe toate perioadele anului, însă vreau cu ocazia asta să-i mulțumesc din suflet domnului președinte al Consiliului Județean Aladin Georgescu pentru implicare și pentru finanțare. Am așteptat extrem de mulți ani. Practic, oamenii ăștia își pierduseră speranța. Însă, ca și importanță de drum, face legătura cu drumul ce urmează să fie executat de mine pe un proiect pe fonduri guvernamentale Anghel Saligny programul, cu zona Balta, zona Baia de Aram, în partea cealaltă se face legătura cu Turnul Severin, cu localitățile din apropiere. Deci exact ce ne trebuia. Era singura investiție care era absolut necesară pentru a pune în valoare tot ce am lucrat eu în interiorul comunii. Această lucrare este extrem de importantă pentru cetățeni, astfel putând să fie facilitată promovarea turismului în zona de nord a județului Mehedinți.